Până în 74, până a ieșit taicămul la pensie, sigur, erau și începuturile și stadioanele, pentru că, vedeți dumneavoastră, eșalonul 2, așa, după părerea mea, eșalonul 2 poartă vina cea mai mare. Pentru că... Adică lingușitorii din eșalonul 2 care vreau să ajungă în eșalonul 1. Care vreau să ajungă până eșalonul 1, uh-huh, unde era foarte greu să ajungi. Dar, cum să spun, există o anumită slugărnicie în neamul ăsta românesc. O vedem și astăzi. Este incredibil. O citim și în proverbele populare. Pe mine eu sunt stupefiat. Capul plecat, sabia nu taie. Da. Bine, urmează imediat corolarul la treaba asta, că eu sunt cu fizica, cu corolare și cu alte prostii din astea, nici nu știu ce mai... Eu, deci, dacă ies cu fizica, eu n-am folosit în viața mea de fizician și totuși am făcut fizică, sunt cercetător principal gradul 2, sunt doctor în fizică, în sfârșit, adică am premiu Academiei Traian Voia, mă laud, acum trebuie să mă laud, că dacă nu mă laudă femeile, mă laud singur. Nu? Deci am făcut meserie, eu am mâncat bătaie la 24 de ani, pentru că i-am răspuns lui maică-mea obraznic, aveam deja copil de 8 luni. V-a bătut mama la 24 de ani? Da, m-a bătut la 24 de ani. M-a bătut cu o lampă. Cu ce? Cu o lampă. Totuși să vi s-a prindă becul odată, nu? Da, să mi s-a prindă becul odată, dar nu. Era chiar a pus mâna pe... Nu încurajăm, dar a pus mâna pe o lampă? Nu. Vă spun exact cum a fost. Eu i-am răspuns obraznic. Asta e așa, anecdotică, dar sunt bune și astea. Eu i-am răspuns, de viață. Da, eu am mâncat bătaie ca să învăț. Și nu știu dacă au mâncat bătaie și alți fii de nomenclaturiști, beizadele de comuniști, sau de nomenclaturiști, de ăștia mai mari. Pentru că vreau să vă spun că marea lor majoritate au fost băieți sau fete de o calitate deosebită. Au învățat, au făcut o meserie. Ce mai ales văzându-i acum în opoziție cu beizadelele de după 90. De după 90, deci nici nu, tată. Nici nu, dar nici nu încape, dar nici nu încape comparație. Pentru că, deci, bun prieten cu frații Popa, băieții fostului primar Popa de la capitală. O să discutăm despre cercul de prieteni, o să discutăm. Am deschis deja trei paranteze și am și uitat de unde am plecat. V-a bătut cu lampa. M-a bătut cu lampa. Deci să terminăm. Dar înainte de asta... Înainte de asta mâncam bătaie sistematic. Nu, înainte de bătut. Aici era next level. Da. Păi da, asta era next level, nu? Nu. Deci... Noi am plecat cu discuția de la cultul personalității. Da. Nu mai știu cum am ajuns la bătaie. Da, nu știu cum am ajuns la bătaie, dar să o termin pe asta cu bătaie. Așa, corect, dacă nu am ajuns. Că dacă am ajuns la ea, să o termin. Da. Și după aia o luăm cu cultul personalității din nou. Deci, i-am răspuns obraznic, deci aveam și copil, eram căsătorit, aveam și copil de 8 luni și i-am răspuns obraznic pentru că maică mea mi-a spus și mi-a reproșat, tu în loc să înveți, eram în anul 5 de facultate, eu am făcut 4 plus, era formula, ulterior a fost 3 plus 2, mm-hmm, eu am făcut 4 plus 1, am făcut facultatea cu diploma de facultate de 4 ani, după care a mai fost un an de specializare care mă recomanda pentru învățământ superior și cercetare. Da. Eu tot timpul am vrut să fiu cercetător. De ce? Pentru că în tinereți, adică în primii ani de facultate, maica mea, mă rog, taica mea sau, mă rog, ei împreună, au spus, domnule, dacă ăsta vrea să fie fizician, să apuce să mai și cerceteze, să facă ceva. Și am nimerit, unde credeți că am nimerit? Am nimerit la Măgurele, la ICFIZ-ul, deci Institutul de Cercetare de Fizică, nu, de la Măgurele, unde în laboratorul doctorului Vlad Ionel Valentin Ionel Vlad, da, care ulterior a devenit președintele Academiei. Un tip senzațional. Domnul Pop de azi, da? Nu, de Pop, nu, Vlad. Ah, Vlad, ok, da. V.I. Vlad. Uh-huh, uh-huh. Deci Valentin Ionel Vlad. Da. Predecesorul lui Pop de astăzi. Un tip senzațional, excepțional, cu care am lucrat și am fost prieten și colegi de laborator. Și dar acum o iau cu Măgurele și cu cercetările și cu munca pe care am făcut-o acolo. Dar eu totdeauna am fost împins de la spate, sigur că și eu am răspuns pozitiv, pentru că pe mulți împinși de la spate și tot la băutură ajung. Sau eu știu, nu știu, nu vreau să fac nicio comparație cu nimeni, fiecare bea ce vrea, eu apă minerală plată. Dar, deci am mâncat bătaie ca să învăț. Uh-huh. Și am răspuns pozitiv.
Adică am învățat, dacă nu răspundeam pozitiv, după ce am fugit în Germania, după ce am emigrat, și asta este o altă poveste, eram un dobitoc în Germania. Uh-huh. Pentru că acolo nu dădea nimeni doi bani pe mine. Că eram și pe băiat. Numele dumneavoastră. Și da. Da, și pe nume și așa mai departe. Și am trebuit să demonstrez că știu ceva. Și am demonstrat, am fost pus la niște probe practice și am făcut niște lucruri foarte interesante. N-am știut eu să le exploatez. Vorbim, dar vorbim. Haideți cu cultura personalității. Cu lampa. Cu lampa, și cu lampa. Da, și pormă. Da. Urmă cu cultul. Și mi-a reproșat că în loc să văd de facultate, eu mă ocup de familie și de copil și că copilul trebuie să fie crescut de mama lui, care era prima mea soție la vremea respectivă, Dana Gavrilovici, mă rog, ulterior Maurer, cu care am două fete superbe, astăzi 48-46 de ani și sunt mândru de ele, sunt mândru de toți copiii. Și eu i-am răspuns obraznic, am spus, păi, da, normal, e copilul meu, trebuie să am grijă de el și noaptea, dacă se scoală ea să alăpteze, ok, eu nu alăptez, că mi-a spus și Mădălin Voicu, nu ți-a alăptat copilul, că o să vorbească cu voce groasă. Mm-hmm. Și i-am spus, nu, n-ai nicio grijă. Dar mă scolam și uite eu. Uite că nu știam de asta. Da. Eu ce, l-am... ce, cu voce groasă? Așa, glumele bun, lui Voicu. Cu Voicu, da. Da. Bun prieten de la Sergei. Bun, da, bun prieten cu mine. Grupul Vesel al grupul anilor triști. Anilor 70, da. 70, 60, 70. Că am fost prieten și cu prostul sal de Sergei, pe care l-am iubit atunci, dar acum, mă rog, în sfârșit ne-am despărțit. Drumurile iremediabil, da. Drumurile au luat o ca vorba cântecului, nu? Și a pus mâna pe lampă și pe altoi. Drumurile toate. Da, dar acum se întreabă lumea, care e treaba cu cultul personalității? Deci, cu lampa am rezolvat-o. Am rezolvat, înțeles. Am răspuns obraznic, a pus mâna pe lampă. Lampa era confecționată artizanal de către cei din Ardeal, că îi făceau cadouri lui taică-miu. Deci v-a bătut în mod tradițional. În mod tradițional, da. Cu o lampă de lemn. Da, un fel de rădăcină cu bec. Revenind la... care e strâns legat de bătărie, revenind la cultul personalității, el s-a născut și am vorbit despre lucrul ăsta în emisiunea trecută, s-a născut peu a peu, cum zice albanezul. Da. Cu puțin câte puțin. Puțin câte puțin. Cu ieșirile în public care le-a organizat taică-miu cu intenție bună, dar sigur că încă o dată, când te uiți și în jurul tău toată lumea zice, vai ce frumos ești, vai ce frumos ești, sigur că devii ca păun, ca, mă rog, ca un păun, cum era și în filmul cu Louis de Funès, nu, ți se... Și aici spuneți că a avut un rol eșalonul 2. Și aici a avut un rol eșalonul 2, pentru că toate aceste exagerări cu pe stadioane, cu copii, cu gimnaști, cu... midă, nu știu ce, cu acrobați, cu coreografie, da. Cu scenografie, cu toate lucrurile astea, au fost inventate de eșalonul 2. Devenise un concurs de ăsta între ei, care e mai limbist, care este mai limbist, sigur, care este mai creativ în domeniul ăsta.